Doamnelor, domnilor, continuăm cu ultima parte a conferinței de astăzi. Așa că o invit alături de mine pe Anca Pucă, este sales manager la UCMS by Arobs. Are o experiență de peste 20 de ani în vânzări și în ultimii 10 ani Anca a făcut parte din companii ce oferă soluții software dedicate departamentelor de resurse umane. Anca, te rog. Telecomanda imediat. Singurul buton. Imediat îl și deschidem. De jos. Ia să vedem, ne auzim. Bună ziua tuturor. Anca Pucă este numele meu. Sunt sales manager în cadrul companiei UCMS by Arobs și mă simt onorată să fiu astăzi în fața dumneavoastră. Totodată aș vrea să le mulțumesc și antevorbitorilor mei pentru ideile pe care le-au șeruit alături de noi. Iar astăzi mi-am propus să discutăm împreună despre importanța tehnologiei în activitatea Departamentului de Resurse Umane. Așa cum știți, unul din trendurile din acest an în ceea ce privește Departamentul de Resurse Umane este acela de automatizare a proceselor de HR. Însă, nu putem adopta și nu putem implementa automatizarea proceselor în Departamentul de Resurse Umane dacă nu înțelegem importanța acestora în cadrul companiilor noastre. Astfel, o să vă propun un scurt exercițiu de imaginație și vă spun că am găsit cu greutate unul cât se poate de lipsit de greutate, ca să zic așa. Vreau să vă imaginați pentru câteva secunde că sunteți parte dintr-o companie micuță, cu aproximativ 60 de angajați. Angajații dumneavoastră lucrează în regim hibrid, însă neavând reguli foarte clare, cumva la birou vin destul de rar, deci ne-am îndreptat mai degrabă pe zona de remote și doar ce ați terminat evaluările anuale și evident aveți de întocmit 60 de acte adiționale ale angajaților de printat și de transmis cu firma de curierat către angajații dumneavoastră. Așadar, după 2 luni, vă dați seama că ați primit doar o parte din ele, aproximativ 50 de acte adiționale, și vă lipsesc 10. Cum procedați? Haideți să vedem din experiența dumneavoastră, că sunt convinsă că nu este o noutate acest exercițiu de imaginație, haideți să vedem cum procedați. Motiv pentru care vă invit să scanați codul QR de pe ecran sau să intrați direct pe www.menti.com și să introduceți codul din 8 cifre de pe ecran. Și o să vedem împreună care sunt răspunsurile în timp real. Schimbăm. Un 74110075. Putem să vedem și răspunsurile, vă rog frumos? În ordine. E clar că începe o muncă destul de dificilă. Întâi de toate să identificați ce acte adiționale nu ați primit și să începe să contactați angajații respective, eventual companiile de curierat, managerul și așa mai departe. Ei bine, vă spuneam că a fost un exercițiu ușor, că puteam să ne gândim la un număr mai mare de angajați, gen câteva sute sau poate 1000 de angajați și atunci lucrurile se complicau și poate după 2 luni de zile proporția de acte adiționale primite era una mult mai mică. Ce vreau să spun este că aceste răspunsuri sunt toate valide. Practic, asta se întâmplă în activitatea de zi cu zi.
Dar ce ați spune dacă vă spune că există o soluție mult mai rapidă și mult mai ușoară și la îndemâna dumneavoastră, a tuturor, și aceea se numește True Semnătură Electronică. Este vorba despre modulul nostru True Semnătură Electronică, care vă ajută la semnarea în format digital a documentelor pe care le aveți desemnat în cadrul companiei dumneavoastră. Practic, aveți posibilitatea cu acest modul să semnați documente individual sau bulk, să le semnați cu o semnătură avansată sau calificată și aș vrea să punctez faptul că avem în acest moment integrări cu cei mai importanți furnizori de semnătură electronică din piață. Acum poate vă întrebați care ar fi beneficiile. E clar, beneficiile sunt majore atât pentru dumneavoastră ca om de resurse umane, cât și pentru compania dumneavoastră, pentru că am tot regăsit o idee în prezentările anterioare și anume focusul pe angajat. Cumva adoptarea unor automatizări de procese în cadrul companiei n-ar trebui să ne sperie, din contră, ar trebui să ne bucure, pentru că ne degrevează de acele procese consumatoare de timp, iar noi, ca oameni de resurse umane, putem să ne focusăm pe angajați. Da, ne focusăm să-i atragem în cadrul companiei, însă este foarte important să ne focusăm și pe retenție și să le oferim tot sprijinul de care ei au nevoie. Așadar, cu ajutorul modulului True Semnătură Electronică, avem un mediu securizat, conform GDPR, prin care angajații pot semna documentele. Exact ce spuneam mai devreme, se elimină un timp și un efort și costuri destul de mari cu serviciile de printat și de curierat. Avem istoric. Nu trebuie să mai verificați toate actele adiționale pe care le-ați primit fizic. Pur și simplu, intrați în aplicație și vedeți care dintre angajații dumneavoastră nu au semnat documentele. Simplu, le mai transmiteți o notificare pe e-mail. Nu trebuie să mai pierdeți timpul cu telefoane, nu trebuie să mai pierdeți timpul să-i sunați pe managerii lor sau să sunați la firmele de curierat. Și foarte important, toate acțiunile se întâmplă într-o singură platformă. Dacă în momentul acesta aveți desemnat un document cu semnătură electronică, trebuie să emiteți documentul. Odată ce l-ați emis, trebuie să-l salvați într-un folder. Din momentul în care l-ați salvat, îl încărcați în platforma furnizorului de semnătură electronică. L-ați încărcat, trebuie să menționați care sunt actorii și care este funcția și adresa lor de e-mail pentru a semna acele documente. Ei bine, totul se poate întâmpla simplu și rapid și o să vă invit să urmărim împreună. Specialistul HR selectează marca angajatului și generează un nou act adițional într-un HR. Odată generat, acesta se poate vizualiza, iar mai apoi se salvează automat în managementul documentelor. În acest moment, fluxul este deja stabilit. Flux semnare director general angajat. După ce directorul general a semnat actul adițional, angajatul primește un e-mail prin care este notificat că are desemnat un document. Acesta poate intra în platformatul HR chiar din corpul e-mailului. Odată logat, angajatul are posibilitatea să vizualizeze documentul. Mai apoi, trebuie să bifeze termenii și condițiile pentru a-i se elibera certificatul de către furnizorul de semnătură electronică și să apese pe butonul OK. Apoi, va primi pe telefon un cod pe care va trebui să-l adauge în platformă. Codul ne asigură că persoana care semnează este chiar angajatul nostru. Printr-o nouă vizualizare a documentului, se poate observa că ambii actori implicați în flux au semnat. În ordine, filmulețul a mers puțin mai repede. Vă invitam să urmărim împreună fluxul care este în acest moment setat în platforma TrueHR de semnare a unui document cu modulul de semnătură electronică. Așa cum ați văzut, odată ce s-a generat documentul, el rămâne acolo în platformă, în managementul de documente, este salvat. Din momentul în care se definește fluxul de semnături, că discutăm de CEO și angajat sau CEO și persoană de HR și angajat,
atunci documentul este pus pe fluxul de semnătură și odată ce a fost semnat din partea companiei și ajunge la angajat, angajatul primește o notificare pe e-mail. Încă din corpul e-mailului are posibilitatea să acceseze un link și să intre în platformă, astfel încât să își poată vizualiza documentul. Cu două bife, așa cum s-a văzut și în filmuleț, acceptă condițiile și termenii furnizorului de semnătură electronică și poate să-și semneze documentul. Simplu și rapid, în orice moment, persoanele de la resurse umane pot vedea care sunt angajații care și-au semnat sau care nu și-au semnat documentele, fără să trebuiască să dea telefoane, fără să trebuiască să iasă din platforma noastră. Numai puțin. Ok, am văzut care e fluxul, am văzut care sunt beneficiile semnăturii electronice utilizate prin platforma TruHR. Acum o să ziceți, bine, dar acest modul se cam adresează în mare parte companiilor care au mai degrabă oameni din segmentul white collar. Ei bine, avem un studiu de caz care întărește și contrazice lucrul acesta și întărește ideea că se poate utiliza în orice companie, indiferent de nivelul angajaților. Și discutăm de un studiu de caz al celor de la Tenaris-Il Cotub. Tenaris-Il Cotub este cel mai mare producător de țevi fără sudură de diametre mici și au aproximativ 1800 de angajați, dintre care majoritatea sunt din segmentul blue collar. Ei bine, cumva tot procesul acesta de printare documente și de a merge cu documentele în mediul de producție la fiecare angajat în parte să citească actul adițional și să-l semneze, i-a făcut pe cei din Departamentul de Resurse Umane să-și dorească să-și eficientizeze acest timp de semnare. Și acela a fost momentul în care au luat decizia să implementeze modulul True Semnătură Electronică, iar peste 3 luni rezultatele au fost uimitoare. Peste 700 de documente semnate electronic și pentru prima dată procesul de administrare a personalului a fost unul integrat și 100% digital. De asemenea, costurile cu printatul și cu hârtia s-au redus cu peste 60%. Mai mult decât atât, noi avem și un infochioșc unde angajații dumneavoastră din mediul de producție, angajații blue collar, au acces la portalul lor. Având acces la portalul lor, au posibilitatea inclusiv să semneze documente pe care Departamentul de Resurse Umane le-a emis. Și pentru aceia dintre dumneavoastră care nu ne cunoașteți sau poate n-ați avut ocazia să interacționați cu noi, permiteți-mi în încheiere să vă spun câteva cuvinte despre noi ca și companie. UCMS Bayarops este una din cele mai inovatoare companii care a dezvoltat soluții integrate dedicate departamentelor de resurse umane. Avem peste 27 de ani vechime pe piața din România și avem 2 soluții dezvoltate care acoperă toate procesele de HR și de payroll. Este vorba de soluția TruHR și soluția DP Payroll. În acest moment avem peste 1500 de parteneri și de clienți care ne utilizează soluțiile și totodată lunar se procesează peste 300.000 de fluturași ai angajaților din mediul privat din România. Mulțumesc încă o dată și pentru orice întrebări. Pentru întrebări, cu siguranță veți lua parte la panelul nostru de la finalul acestei părți. Da, așa că vă invităm să rămâneți alături de noi sau în sală și veniți după, cum vă este mai confortabil. Voi merge în sală.